Păi noi le ducem să salvăm bolnavi și ei sare la noi să ne omoare. Ambulanța a fost solicitată să preia din Blăjel un tânăr de 26 de ani care făcuse o criză de epilepsie după ce a consumat alcool peste măsură. După ce i s-a administrat tratamentul, am luat decizia de a-l transporta la Spitalul Municipal Mediaș și a decurs relativ bine acest transfer până în momentul în care am ajuns cu pacientul inconștient în ambulanță. În momentul în care l-am pus pe targă și am încercat să-l asigurăm cu chingile, pacientul și-a revenit și a devenit agresiv și violent, adresându-ne injurii și devenind inclusiv agresiv fizic, încercând să ne lovească cu pumnul, trăgându-mă de haine și rupându-mi pantalonii. Am reușit, cu ajutorul câtorva vecini, să îl imobilizăm și am cerut sprijinul poliției. Și asta nu a fost tot. Pacientul agresiv a distrus și o parte din aparatura aflată în mașina de intervenție. Domnul în cauză, aflându-se evident sub influența alcoolului, a reușit să distrugă în afară de echipamentul meu de protecție, se pare, și un mic aparat din dotarea ambulanței. În sine o butelie portabilă de oxigen. Acum sunt deciși să-l reclame pe tânărul de 26 de ani la poliție. Astfel de cazuri totuși nu pot fi tolerate. Nu cred că este normal să mergem să ajutăm un om sau să încercăm să-l ajutăm și să ajungem să fim agresați, să fim înjurați. Și mai mult ca unii din aparținători să se simtă chiar ofensați de faptul că noi nu ne lăsăm bătuți și înjurați de respectivul pacient. Cazul a fost preluat de un echipaj de la Poliția Mediaș.